intenție de a ne părăsi țara sau nu, ca să înțelegem? Nu a avut dumnealui interdicție de a părăsi țara, mai mult decât atât, perioada în care domnul Gusev nu se află pe teritoriul Republicii Moldova este una foarte îndelungată. Astfel că investigațiile care se desfășoară la moment nu coincid cu perioada când dumnealui a plecat. Dumnealui a plecat înainte de pornirea acestor investigații, iată, care s-au materializat prin acțiuni în forță, cum ar fi percheziții la domiciliu, inclusiv și a factorului decizie a Moldova Gaz. Cunoașteți, au fost depistate materiale ce vor merge ca probă la dosar sau acum? Sunt depistate.